Ca șocant, la Simeria, o femeie în vârstă de 70 de ani a fost ucisă sâmbătă după masă în propria locuință, iar principalul suspect este încă de negăsit, el fiind dat și în consemn la frontieră. Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi omorât-o pe mama fostei sale concubine, iar descoperirea macabră a fost făcută chiar de către fica victimei. Înainte cu 3 zile de comiterea crimei, individul a comis și o tâlhărie. În aceeași casă însă a fost lăsat în libertate. Fosta concubina presupusului criminal și-a găsit mama fără suflare în momentul în care a revenit de la serviciu. Aceasta a observat ușa casei întredeschisă și l-a surprins pe bărbatul de 47 de ani în locuință. Individul a încercat să o tragă în locuință, posibil cu scopul de a o agresa, însă femeia a reușit să scape, moment în care bărbatul a reușit să fugă. Când a intrat în locuință, mama sa era căzută pe podea. În ciuda manevrelor de resuscitare, echipajul medical chemat la fața locului a declarat decesul. Cadavrul femeii în vârstă de 70 de ani a fost preluat de către medicii legiști în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cauzei morții, iar din primele verificări au rezultat indicii cu privire la comiterea infracțiunii de omor, motiv pentru care ancheta în acest caz a fost preluată de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Polițiștii hunedoreni continuă activitățile investigative și de căutare a bărbatului în vârstă de 47 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de tâlhărie calificată, respectiv omor calificat, pe raza orașului Simeria. Acest personaj, în cazul care aveți idee, indicii cu privire la această persoană, vă rog frumos să sunați cât puteți de repede la serviciul unic de urgență 112. Orice detaliu, orice detaliu. Nu vă fie teamă, nu vă fie teamă, ci pur și simplu. Au avut o altercație. Nu vă faceți griji. Atâta timp cât aveți un indiciu, auziți, faceți, vedeți în zonă, vă rog frumos să sunați la 112, cât se poate, da, să dați o informație plauzibilă. Uitați-vă. Înainte cu 3 zile de crimă, în miez de noapte, bărbatul a intrat pe geam în casa fostei concubine și a furat mai multe bunuri. A mers în camera femeii care dormea, iar în momentul în care aceasta s-a trezit, bărbatul a apăsat-o cu un prosop în zona gurii pentru a nu putea să strige după ajutor. A fugit apoi din casă, dar a fost prins de polițiști care au fost alertați de fosta concubina agresorului. Acesta a fost dus la secție, dar a fost lăsat în libertate. În urmă cu puțin timp, criminalul a fost prins pe raza orașului Simeria. La vederea oamenilor legii, individul a încercat să fugă, fiind urmărit și imobilizat. Însă doar după ce unul dintre polițiști a tras cu arma un foc de avertisment.